Mi-a picat lipideu când am făcut concurs aici și a fost foarte greu să-l explicăm, dar până la urmă ne-am descurcat. Bună dimineața! Bună dimineața și bine v-am regăsit! Aveți așa un look hipsteresco 2021. Da, vreau să spun că, în primul rând, este prima emisiune la care particip. Ultima dată când am fost în București a fost pe tot la o emisiune. În martie, probabil. În martie, da. Am înțeles. 6 martie. Aoleu. Și de atunci s-a întrerupt totul. Am înțeles. Da, mi-am lăsat, adică întotdeauna mi-am dorit să am alt look. Adică mi-am dorit barbă. Așa. Și vreau să spun un lucru. Am postat pe Facebook foarte, foarte, foarte multe poze și fanii mei sunt împărțiți. Așa. Deci am două perechi de fani. Adică cei fanele, de fapt, până în 50 de ani, zice domnul Borza, atât de bine vă stă. Da. Adică apar și eu om serios. Exact, exact. Pentru că barba și mai ales căruntă, da, dă un plus. Exact. Adică înțelepciune. Și hai să ajungem și la celălalt. Da, că și am înțeles. Domnul Borza, vă rog frumos să dați barba jos. Dar imediat, ați văzut cum vă zic? Imediat. Eu acum am două doamne de 68 de ani, mă ceartă zilnic că nu-mi dau jos barba. Vă înțeleg perfect, să știți. Da, știi ce m-a flatat? Soția îmi zice... Am făcut niște poze, eu fiind angajată la ansamblul de artiști profesionist Crișana din Oradea, am făcut niște poze pentru viitorul site al ansamblului. Așa. Și a trebuit să-mi dau barba jos. Așa. Deci am avut barbă vreo 2 luni, 3, cât a ținut. Și în urmă cu o lună am făcut poze și am zis, domnule, hai să-mi dau barba jos, că când am ajuns acasă, zice nevastă mea, zice, parcă ești un copil. Ok, deci soția are părerea, ultima părere. Și acum îmi cer scuze tuturor fanelor mele, dar în primul rând soția are... Întâietate. Plus că pe dumneavoastră, doamnelor de peste 60 de ani, nu vă zgârie, nu vă gâdilă, deci ce vă băgați? Lăsați-o cum a căzut. Vă mulțumim că ați venit pe la noi, să aveți o vară liniștită și să trecem pe cura de la toamnă, dacă s-o putea. Da, să dea Dumnezeu. Vreau să spun că atâta timp cât pozam tot felul de lucruri și imagini ale mele, nu prea aveam succes pe Facebook. Da. Dar eu, fiind acel copil de la țară și venind în mediul... Rural. M-am adus aminte de copilărie. Am avut în aceste 3 luni de zile, am avut prilejul să mă întorc cu gândul la copilărie, la ceea ce a fost frumos, pentru că eu de 25 de ani n-am avut sâmbătă liberă, n-am avut duminică liberă, n-am avut săptămână liberă, n-am avut și uite, am început să vorbesc eu cu mine. Am înțeles. Și lucrurile astea s-au schimbat, da, pentru că, uite, a fost un an care ne-a dat și alt tip de răgaz. Vă mulțumim frumos. Ne vedem pe Facebook, unde oamenii pot vedea fotografiile, mai ales de la țară. Noi va trebui să luăm scurtă pauză, oricât de mult mi-ar plăcea să continuăm discuția, pentru că încet, încet vine și